Relația dintre Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu a trecut deja testul timpului, cei doi formând unul dintre cele mai apreciate și iubite cupluri din lumea mondenă. Din rodul iubirilor a rezultat o fetiță absolut adorabilă, Petra, care le umple inimile de căldură. Nu este singurul copil pe care prezentatorul TV îl are. Mădălin Ionescu a devenit pentru prima dată tătic în urmă cu 18 ani, când prima lui soție, Mihaela Coșerariu, l-a dus pe lume pe Filip. Astăzi este ziua de naștere a băietului, care a împlinit vârsta majoratului și este un motiv de sărbătoare în familia acestora. Cristina Șișcanu nu s-a mai putut abține și i-a dedicat un mesaj absolut emoționant pe rețelele de socializare, alături de un colaj de imagini în care cei doi apar împreună. Vedeta de televiziune se consideră mamă pentru Filip, pe care l-a văzut cum crește încă de la vârsta de 6 ani. La mulți ani, băiatul meu iubit. 18 ani. Un ochi îmi râde și altul îmi plânge. Parcă a fost ieri când m-ai luat de mână în parc și n-ai pus, pe mine și pe tatăl tău, să ne ținem de mână. Și de atunci suntem împreună, de atunci am devenit mamă. Aveai 6 ani. Lacrimile mi curg și roaie când scriu aceste rânduri. Și astăzi mai simt revoltă împotriva destinului, de ce trebuie să duci o asemenea povară. Te iubim enorm și ne dorim din suflet să fii fericit. Ne înseninezi zilele cu fața ta solară și cu zâmbetul larg. Îți doresc tot binele din lume și voi fi mereu alături de tine. Ești un copil special, am crescut alături de tine și am învățat lecția răbdării și a iubirii necondiționate, a scris Cristina Șișcanu. În urmă cu câteva zile, prezentatorul TV a simțit nevoia să facă câteva clarificări pe rețelele de socializare. Pentru că rețelele sociale sunt pline de persoane care afișează un anumit tip de viață și imagine, de cele mai multe ori care nu au nicio legătură cu realitatea, Mădălin Ionescu a vrut să le promită urmăritorilor săi că el și soția lui, Cristina Șișcanu, nu vor recurge niciodată la astfel de șiretlicuri și vor rămâne mereu fără filtru pe internet. Din când reușim să facem o poză împreună. Și asta e tot pe naturalețe, general nu mi-am cosmetizat nicio fotografie. Nu mă pricep și nu mă interesează. Pentru un bărbat e și, oarecum, jenant. Știu că trăim în era fachie, în care totul e fardat pentru a pare altceva, pana și ăștia suntem si vă salutam. A scris Mădălin Ionescu pe rețelele de socializare.